Problema depunerii și a colectării deșeurilor, dar și a reciclării acestora, reprezintă un cartof fierbinte la nivelul țării, implicit și la nivelul județului Hunedoara. Potrivit directorului executiv al ADI Deșeuri Hunedoara, rata de reciclare în județ este de aproximativ 12%, iar media pe țară este de 11%, în condițiile în care ar fi trebuit să fie de 50%. Deocamdată România nu a fost penalizată pentru că nu a rezolvat această problemă, însă se află în infringement din această cauză. Țintele asumate de România cu Uniunea Europeană sunt niște ținte care, dacă nu sunt atinse, duc la penalități. Este știut că România la ora actuală este într-un infringement pe deșeuri. E bine că deocamdată nu se și plătesc penalitățile, nu se plătesc amenziile. Sigur le vom plăti la un moment dat, pentru că condițiile sunt, în primul rând, pleacă de la partea baza materială, și anume închiderea tuturor grupurilor neconforme. Județul Hunedoara este alinia din punctul ăsta de vedere. Noi am avut 11 gropi neconforme. 9 au fost închise pe proiectul SMID. 2 nu au fost eligibile, dar între timp s-au rezolvat. Una este Uricanul, care s-a închis și este rezolvată. Și a doua este Vulcanul, care este într-o perioadă în care se face închiderea, deci noi din punctul ăsta de vedere Hunedoara nu avem o problemă. Ar trebui să fim undeva la nivelul a 50% din deșeurile menajere pe care trebuie să le reciclăm. Noi suntem undeva pe la 12-13%, cam 11% este media pe țară. Avem un indicator mai bun la care stăm mai bine, devierea de la depozitare. Noi am cam trecut de 40-50% din deșeuri, nu mai ajung pe groapă, ci sunt deviate. Devierea ce înseamnă exact? Că nu ajung deviere în groapă și că o parte din ele sunt reciclate și o parte sunt incinerate, și noi avem o posibilitate foarte bună, fabrica de ciment de la Chișcădaga, care este o sursă foarte bună pentru noi pentru a arde acolo deșeurile.